Mergem și în plan politic local. Robert Negoiță, primarul sectorului 3, îl acuză pe Nicușor Dan, primarul general al capitalei, că a încercat să-i blocheze lucrările de reabilitare ale unui bulevard. În replică, Nicușor Dan i-a transmis edilului sectorului 3, care totuși nevoie și de un plan urbanistic zonal. Uitați cum ne-a trimis aici, plin de poliția locală. A venit aici cu dube, poliția locală, și au întrebat toate problemele, nu ne lasă să terminăm lucrarea. Încă de la primele ore ale dimineții de luni, Negoiță a făcut o transmisiune live pe Facebook în care a anunțat că polițiștii locali din subordinea lui Nicușor Dan abuzează și încearcă să-l împiedice să fluidizeze traficul. Lucrurile acestea, dacă îmi permite, se vor regla în justiție. Domnul primar general, în afară de faptul că nu e în stare să facă ceva în acest oraș, și blochează pe cei care pot face bulevardul Budești, trebuie neapărat reabilitat și trebuie neapărat lărgit. Eu am avut această discuție cu domnul primar general acum 3 ani de zile și a promis că ne-l dă nouă în administrare. O reacție a venit și din partea primarului general al capitalei. Există o lege în țara asta, da? Legea spune să cheltuiești banul public acolo unde tu ești administrator. Domnul Negoiță nu e administrator. Într-adevăr, a făcut o solicitare, i-am spus oficial că trebuie să solicite un PUZ, să solicite drept de administrare, dar nu te-a pus să lucrezi fără să ai niciun act, cum a făcut de sute de ori, Donașor. Asta e tot. De câte sute de ori mai trebuie domnul Negoiță să facă lucruri pe care le-a făcut deja de sute de ori și să nu intre în pușcărie? Nu se poate așa ceva.